Veste bună pentru copiii cu malformații congenitale cardiace. După aproape 20 de ani de întrerupere, la Timișoara se reiau intervențiile chirurgicale pentru copii. Acestea vor fi efectuate în noua secție de cardiochirurgie pediatrică din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare de la Timișoara. Punerea pe picioare a secției a durat 3 ani, iar primii pacienți au fost operați deja și se simt bine. După o pauză de aproape 20 de ani, intervențiile chirurgicale cardiace la copii au fost reluate la Timișoara. Ieri au fost operați primii micuți, iar astăzi alți doi au primit șansa la o viață normală și sănătoasă. Ieri au fost efectuate 3 operații la copii între 2 și 7 ani, dintre cele mai simple malformații congenitale, defecte septale interatriale, interventriculare. Am dorit să începem cu cazurile ușoare ca să meargă totul foarte bine. Astăzi sunt încă 2 operații planificate. Este deja copilul în sala de operații. La fel sunt operații simple care pot fi făcute oriunde de o echipă care este antrenată. Și pe parcurs ce ne dorim ca să creștem experiența echipei atât a chirurgilor, a anesteziștilor, cât și a personalului medical. Redeschiderea secției de la Institutul de Boli Cardiovasculare era mai mult decât necesară, având în vedere că în România se nasc anual circa 1300 de copii cu malformații cardiace congenitale, iar capacitatea de operare este de doar câteva sute la nivel național. Statistica spune că e nevoie de, nu știu, încă 5-600 de operații care trebuie făcute în România. Deci se fac vreo 400-500 cu indulgență în România pe an și e nevoie de vreo 1000. Sau da, au mai mult. Pentru că la unele cazuri trebuie făcută reintervenție, deci cel puțin 1000 de operații trebuie făcute în fiecare an. Realizarea noii secții specializate pe chirurgie pediatrică a durat 3 ani și a fost posibilă cu ajutorul parteneriatului dintre Ministerul Sănătății și Clinica San Donato din Milano, Italia. Clinica are 12 paturi, secție de terapie intensivă și o sală de operație dotată la standarde europene. Acest pas făcut către o secție la standarde reale, așa cum trebuie să fie construit o secție de sine stătătoare, cu oameni care să facă doar acest lucru, cu profesioniști care se vor dezvolta și vor crește de la an la an, este o bornă în evoluția noastră ca instituție. Echipa care lucrează pe secția dedicată copiilor a fost specializată timp de 3 ani la Spitalul Marie Curie din București și la Clinica San Donato din Milano. Intervențiile chirurgicale vor fi făcute însă în continuare sub supravegherea medicilor italieni. Am reușit să angajez 15 asistente medicale, dintre care 6 sunt cu experiență, au lucrat la pediatrie, la neonatologie și știu despre copil, cum să ține în brațe, cum să recoltează analize, este foarte important. În dotarea noii secții s-a implicat și Mitropolitul Banatului, înalt preasfinția sa Ioan Selejan. Toate paturile acestea speciale care sunt pentru copii, pentru această secție, toate le-am adus noi din străinătate și așa se face că s-a completat tot ceea ce trebuia pentru secție în momentul respectiv ca să poată fi pornită. De asemenea, am ajutat și la ceea ce înseamnă parte de bloc operator. Din secție mai lipsesc un angiograf și un RMN. Mitropolitul Banatului și-a propus să strângă cât mai repede banii pentru a achiziționa aparatura atât de necesară. Realizarea noii secții a costat aproximativ 15 milioane de lei. Malformația congenitală de cord este a treia cauză de deces în rândul copiilor în România. Medicii timișoreni speră să poată efectua circa 150-200 de intervenții chirurgicale anual.